Bună și bine v-am regăsit! După cum ați văzut și în titlu, astăzi vorbim despre un singur parfum. O să-l deschidem împreună, o să-l testăm împreună și o să vă povestesc despre noua lansare Maubusson. Este vorba despre Star, un parfum lansat chiar în 2023. Așa arată cutia lui. Avem aici lateralele cutiei și după cum vedeți, desenul acesta mă duce cu gândul la Spider-Man. Așa, și pe spatele cutiei scrie o stea s-a născut. Din ce am văzut eu, ei spun că este un parfum care te face să strălucești atunci când îl porți. Este vorba despre un parfum gurmand și modern, pentru că, după cum ați văzut, irisul este în multe parfumuri actuale și în noile lansări. Așa că avem iris și aici și o să-l deschidem împreună. Când am descoperit parfumul acesta, am anunțat și pe grup, sunt fete care l-au comandat deja, este cineva care l-a și primit și am văzut și primele impresii, sunt bune, dar o să-l testăm împreună, să vă spun și părerile mele despre acest Star de la Maubusson. Sunt curioasă, ce să mai, nu vreau să mă mai lungesc cu acest intro pentru că vreau să deschid acest parfum și să văd cum miroase. Și vreau să văd și sticla, pentru că știu că este o sticlă frumoasă, superbă. Cei de la Maubusson au și niște bijuterii superbe și mi se pare că este și un inel cu numele acesta. Poate că parfumul a fost făcut după niște bijuterii, dar sunt frumoase bijuteriile și de aceea și sticlele lor sunt ca niște bijuterii. După cum vedeți, este o sticlă foarte, foarte frumoasă și nici nu mă așteptam la altceva, pentru că știu că cei de la Maubusson au sticle foarte frumoase și de calitate. O bijuterie și un iris, pentru că ei au prezentat parfumul ca fiind un parfum cu iris, dar și este și pus în mijloc acolo în note. Da, este inima parfumului și probabil că și sticla are așa ca niște petale de iris, cum ar veni, așa se vede și arată foarte bine. Nu mi-am dat seama din poze că ea este cumva scobită în părțile astea, dar îmi dădea impresia că sunt zonele astea mai pline sau că sunt pline, că este o sticlă în formă de triunghi, în fine, seamănă cu un iris. Foarte frumoasă sticla, capacul iese greu. Dar haideți să-l testăm împreună. Deci avem o deschidere fructată de ananas și ananas și ce mai era? Smochină. E dulce. Asta pot să vă spun. Dulce. Dulce, parcă miroase a bezele arse. Bezele arse și un pic de lemn ars. Mai, fetelor, știți la ce mă duce cu gândul parfumul acesta? Mă duce cu gândul la By the Fireplace de la Maison Margiela. By the Fireplace. Nu știu dacă am zis bine. Exact acolo mă duce cu gândul. E super cald. Super cald. Un parfum super cald. Cozy. Miroase a bezele arse în foc. Da, asta miroase. Eu vă spun sincer că nu simt iris. Sau poate, na, acum ce să zic, față de irisul din Chanel 19, acesta este un parfum gurmand, 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 de la început până la sfârșit. Nu simt o deschidere juicy, fructată, nu simt așa. Este un parfum dulce. Vai, cât de bine miroase.
O să dau pe piele. Așa o să facem. Îmi dau pe piele, că nu m-am dat cu nimic. Are un pulverizator super bun. Tot așa miroase. Ba da, gata. Pe piele se simte irisul, se simte bine. Da, vedeți diferența dintre hârtie și piele? Și diferența asta și în magazine este la fel. Și noi ne păcălim. Dar o să știți că eu, dacă vreau să testez ceva, mă dau direct pe piele în magazin. Gata, se simte irisul. Se simte un iris cremos. Un iris cremos. Vai, cât de bine miroase. Îl las să se așeze puțin pe piele și revin să vedem și cum se așează. Am revenit, am lăsat parfumul să se dezvolte puțin pe piele și să vă povestesc așa cum îl simt, cum l-am simțit la primul nas. Ei bine, se simte irisul pe piele, se simte delicat, se simte frumos, se simte cremos, ceea ce face din acest parfum un parfum feminin și elegant. Și haideți să vă dau așa niște exemple. Am testat la Vie Belle noul flanker, acela cu iris, acolo este un iris mai intens. Am testat My Way Parfum și acolo este un iris, este mai intens, deci nu atât de intens îl simt pe acest star, dar este un iris frumos, pudrat și cremos. Și cremozitatea aceasta cred că este dată de acel cocos, pentru că nu se simte cocos și nu simt nici fructele acelea din deschidere, nu simt ananas, nu simt, cel puțin acum v-am zis, o să-l testez, o să-l analizez, o să-l port și mai vorbim despre el, însă acum pot să vă zic că deschiderea asta fructată eu nu o simt, smochină nici atât. Mijlocul, avem irisul acesta cremos, cocosul nu-l simt, iar baza, în baza avem vanilie, avem pralină, avem, ce mai avem, mai multe, avem și tonka. Dar ce pot să vă spun eu, că îl simt cumva ca o bezea arsă. De aceea v-am și spus că mi se pare că mă duce cu gândul la Maison Margiela la By The Fireplace, pentru că acolo avem o vanilie, avem o bezea arsă. Aici, în continuare, se simte irisul, rămâne cumva irisul acesta pe fundal și se simte un iris dulce, parcă îmbrăcat într-o bezea arsă, dar nu este foarte intens. Și știu că în elixir de la Maubusson, tot de la Maubusson, avem o pralină, e bine, parcă acolo se simte mai bine pralina. Este un floral gurmand, delicat, nu foarte intens, nu foarte intens, deci nu mi se pare că este un parfum așa exploziv care miroase de la 5 km, nu mi se pare că este atât de intens. Clar îl văd un parfum pentru vreme mai rece, dar tot simt un iris, un iris au fost și primele pufuri, da, se simte iris acum. Și mă așteptam ca baza să fie și mai gurmandă, mă așteptam să fie o pralină, mă așteptam să fie o pralină dulce, o bază mult mai gurmandă decât este, dar se pare că parfumul rămâne la modul parfum elegant, floral, gurmand, delicat, feminin, nu se duce în zona aceea mâncabilă, deci nu mi se pare că este un gurmand și atât. Este un parfum dulce, dar nu prea dulce, este un floral mai degrabă. Clar, irisul este inima parfumului și este parcă se simte pe toată dezvoltarea acestui parfum. Îmi place, parfumul îmi place, dar acum, na, mă așteptam să fie un pic mai intens, un pic mai gurmand. Dar tot îmi place, este un blind reușit pentru mine, este un parfum frumos și foarte feminin. Nu știu, aștept și părerile voastre, dacă l-ați testat, cum vi se pare și dacă sunteți sau nu sunteți de acord cu mine.
Mie îmi place foarte mult sticla asta, așa, cu petalele acestea. E frumoasă sticla. Este mai greu de scos capacul și... Dar na, nu, asta este o problemă. Cam atât am avut de zis. O să-l mai testăm și o să revin cu impresii. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Să-mi dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când postez un video nou. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!